Trei poduri peste lume este un volum care oferă cititorilor prilejul de a afla amănunte din activitatea Casei Regale a României, care au fost mai puțin reflectate în rândul opiniei publice. Spre exemplu, perioada de preaderare a României la organismele europene, când lobby-ul făcut de Casa Regală a României a fost unul foarte important în recunoașterea locului țării noastre în rândul statelor democratice. Solicitarea făcută regelui de a susține interesele României în străinătate a venit pe un teren complet necunoscut, pe un teren gol, la viran chiar din punct de vedere instituțional. Și majestățile lor au jucat atunci un rol fundamental pentru ca vizitele să aibă loc. Majestatea sa, regina, a lucrat atunci câte 8 ore pe zi, principesa moștenitoare la fel și alți oameni din jurul nostru care au dorit să ajute. Au ieșit cele mai de succes vizite pe care România le-a avut în străinătate după 1990. Sute de arădeni au umplut miercuri după amiaza spațiul generos al uneia dintre cele mai cunoscute librării arădene, dornici să-l asculte pe principele Radu și să cumpere cel mai recent volum al său, Trei poduri peste lume. Dacă acest din urmă aspect a fost tratat de cei care au sosit mai târziu, stocul de cărți fiind rapid epuizat, discursul principelui a atenuat dezamăgirea acestora din urmă, dar a și stârnit curiozitatea celor care au reușit să-și achiziționeze cartea. În țările latine, printre care și România se numără, cetățeanul este definit în relația lui cu societatea prin drepturi și îndatoriri. Marea Britanie are un alt fel de a-l plasa pe cetățean în societate. El spune că cetățeanul în Marea Britanie are libertăți. Atât. Dar libertatea lui nu trebuie să deranjeze libertatea celui de alături. Așa și cu această carte. Ea nu a fost o expresie a unei datorii pe care am simțit-o, ci a unui fel de libertate pe care mi-am permis să o iau, oferindu-vă dumneavoastră dreptul și libertatea de a cunoaște lucruri despre care știam sigur că nu le cunoașteți. Alteța sa regală, principele Radu al României, a oferit la final autografe, nu înainte de a specifica faptul că această lansare de carte poate fi considerată debutul evenimentelor dedicate aniversării a 92 de ani pe care îi va împlini maestatea sa regală Mihai.